Sculptura este o artă a volumelor în spațiu care încearcă să atingă coarda sensibilă a persoanelor prin expunerea spațială a diferitelor obiecte reale și tridimensionale. În lumea antică era folosită ca daltă o piatră mai dură, ca de exemplu dioritul. Deplasarea blocurilor mari de piatră se făcea prin rularea pe lemn rotund. Despicarea unor blocuri masive de piatră pentru a obține fisuri se făcea prin încălzirea cu foc a locului respectiv și turnarea de apă rece pe piatra fierbinte. Ulterior, această metodă a fost înlocuită prin folosirea explozivilor. În Grecia antică s-au realizat sculpturi din marmură care erau aproape identice corpului uman. În Orientul îndepărtat s-au realizat sculpturi în general din jad, fildeș și bronz. Sculpturile prezentau și animale, printre care era reprezentat calul, bivolul, ursul, rinocerul, elefantul și tigrul. Aparent, sculptura se adresează văzului, dar în realitate această formă de artă se adresează mai ales tactilului. Despre sculptori și modul în care ei s-au exprimat sculptând, în sensul ideii clasice de sculptură, folosind materiale naturale precum lutul, piatra și lemnul, cât și despre sculptorii moderni și contemporani care adaugă noi fațete noțiunii de sculptură prin folosirea unor materiale inedite, se poate scrie la nesfârșit. Sculptorii au căutat, de cele mai multe ori, să creeze opere de artă care să dureze foarte mult în timp, lucrând astfel cu materiale durabile și uneori chiar scumpe, precum bronzul și piatra. Cele mai rare sunt sculpturile realizate din metale prețioase, precum aur, argint, jad și fildeș, iar cele mai des întâlnite materiale folosite de artiști sunt, desigur, cele mai ieftine și care se găsesc de obicei din abundență în stare naturală. Printre materialele cel mai des folosite se numără sticla, lemnul de esență tare, teracota și alte ceramice, dar și metale care pot fi turnate, precum aliajul de cositor și plumb sau zinc. Sculptura în forma ei finală este de obicei pictată, însă în timp vopseaua dispare, necesitând restaurări periodice. Vopselurile se aplică sub diverse formule și compoziții, precum tempera, pictura în ulei, aurire, var, aerosoli și smalț. Modernismul în sculptură a adus cu sine folosirea unor materiale neconvenționale, precum sticle goale, părți de automobile și scule metalice, cadre de bicicletă sau elemente naturale. În ultimii ani au devenit deja faimoase celebrele sculpturi în gheață, nisip și sticlă subțire. A crea înseamnă a te elibera de greutatea materiei din care ești alcătuit, penetrând ușor în lumi nebănuit de frumoase, pline de lumini, culori, forme și mister. Sunt cuvintele lui Ionel Alexandrescu, un artist român care în cei peste 10 ani de când trăiește în Italia a fost premiat la numeroase expoziții și concursuri de sculptură și pictură. Maestrul Ionel Alexandrescu are 55 de ani și este originar din comuna Bordești, județul Vrancea. După terminarea Școlii Populare de Artă din Focșani,
urmează Academia de Arte Frumoase din București, secția Sculptură și Restaurare, pe care a absolvit-o în anul 1983, deși, încă din anul 1979, începuse să lucreze ca muncitor în sculptură. De-a lungul anilor, românului i s-a recunoscut valoarea artistică prin invitațiile și premiile pe care le-a obținut la multe evenimente culturale, nu doar în Italia. Regretul artistului este că din țară nu i-a venit niciodată vreo invitație, așa că am hotărât să-i facem o vizită. Dacă am ajuns și în Torino, era păcat și mi-ar fi părut rău să nu ajung și la domnul Ionel Alexandrescu. Ne aflăm mai exact în atelierul dumnealui. Vă mulțumesc foarte mult că ne-ați primit aici și aș dori, dacă se poate, vă rog să ne vorbiți mai multe despre activitatea dumneavoastră artistică. Cu multă plăcere, bine ați venit. Ce vreau să vă zic, ce vedeți aici este o muncă în jur de 20 de ani de activitate artistică. N-am început în urmă cu 20 de ani, sunt venit de la București, unde am urmărit studiile de Academie de Arte București. Așa. După care am avut câteva experiențe expunând la Teatrul Național din București, Căminul Arte și alte spații destul de importante. Am plecat pentru un timp în Germania, la un sculptor care se cheamă Peter Jacobi. Sunt acolo câteva luni de zile, am avut o frumoasă experiență cu acest sculptor. Având un atelier de circa 500 de metri pătrați, făcea sculpturi în metal, pentru care eu am avut mare respect și am învățat foarte multe lucruri. În 98 am venit la Torino, căutând altceva decât găsim în Germania sau la București. Am lucrat ca și sculptor și restaurator la un atelier din Torino. După 2 ani și jumătate m-am ocupat de a-mi crea singur un atelier de sculptură și restaurare. Totuși, în ziua de astăzi, arta nu este valorificată și nici plătită, dacă pot spune așa. Dumneavoastră reușiți să trăiți din artă sau rămâne doar ca o pasiune? Chiar dacă n-aș ști că nu pot trăi din artă, aș merge mai departe, pentru că este un drum atât de frumos. Desigur, este foarte nevoios, cu multe probleme și multe obstacole. Făcând o paranteză, cineva spunea așa că dacă mergi pe un drum și n-ai să găsești niciun fel de obstacol, să știi că acel drum duce către nicăieri. Închid paranteza și spun că drumul pe care merg eu este plin de obstacole, de necazuri, de probleme, de nevoi. Nu poți trăi din artă la ora actuală, trebuie să faci eforturi foarte mari, dar m-am gândit să urmez cumva două drumuri. Drumul restaurului, deci a restaurării, de unde să câștigi niște bani pentru a merge mai departe cu arta. Și am văzut în atelierul dumneavoastră, nu știu dacă se vede și la cameră, un portret sau o fotografie cu Brâncuș. Ce reprezintă pentru dumneavoastră? Brâncuș pentru mine a fost și rămâne un mare. Este de neegalat, este un monstru al artei moderne. Îi se mai și spune părintele artei moderne. Pentru că el a deschis drumul artei moderne, a fost contemporan cu Auguste Rodin la Paris, timp în care Rodin a spus: Brâncuș, vino și lucrează cu mine, că a simțit de multă valoare. Și a zis așa, zice, nu pot să lucrez, maestre, cu voi, pentru că la umbra marilor copaci, iarbă nu crește. Și atunci a creat singur drumul. Și ce reprezintă toate aceste opere de artă? Pot să spun că sunt unice, sunt interesante, sunt captivante, sunt misterioase. Ce vă inspiră să le... Pentru mine sunt și captivante, sunt și misterioase, pentru că eu iubesc foarte mult misterul și merg către acest drum al misterului, a descoperirii. Pe noi în școală ne învățau profesorii și spuneau de foarte mult: ce aveți grijă că frumosul și interesantul se lasă foarte greu descoperite. Și cred că aveau dreptate. Aparent se pare că ceea ce faci e bine și tu ai descoperit ceva. Nu, trebuie să muncești foarte mult, să cauți, să descoperi. Și frumosul și interesantul, într-adevăr, sunt ascunse pentru foarte mulți dintre noi. Numai un ochi abil poate să le vadă la prima vedere. În rest, dacă nu ești pregătit, dacă nu ești format pentru artă, nu le vezi, nu le descoperi. Și cât de pregătiți sunt italienii de a observa aceste creații? Foarte mulți sunt pregătiți, foarte mulți nu sunt pregătiți și mai este o categorie care nu vor să vadă. Este o diferență între, dacă pot să spun, publicul român și publicul italian? Găsesc a fi mult mai pregătit publicul român. De ce spun asta? Pentru că în mare parte poporul italian sau publicul italian este cumva legat strâns de partea antică a lucrurilor. Dar iată că totuși suntem în Italia, nu în România.
Suntem în Italia și încerc să le redescopăr și lor arta contemporană, care este o artă plină de viață, plină de mister, plină de interesant și frumusețe. Și pe lângă aceste opere de artă am văzut că sunt și câteva picturi, câteva mai multe. Ale cui sunt? Sunt picturile soției mele, Dorina Alexandrescu, deci avem un atelier în comun. E foarte greu să lucrăm amândoi aici, pentru că fiecare își urmează drumul lui, mai ales că ea lucrează pictură și eu sculptură. Eu când fac sculptură nu pot să stai lângă mine, că sunt ca un vulcan. Vi s-a întâmplat vreodată să vă apucați de o lucrare, să o finalizați și să vă dați seama că nu a ieșit exact așa cum v-ați dorit dumneavoastră? Atunci când o temi și îmi dau seama că nu-mi spune ceea ce eu mă așteptam să-mi spună, o secționez și o recompun. Asta e un mare secret pe care l-am dezvăluit cu multă ușurință. Și cât de greu este să creați o operă, de exemplu, cum este aceasta de lângă dumneavoastră? Vedeți că între pictură și sculptură e o mare diferență, nu? Dacă iei o pânză și pui pe ea câteva pete de culoare, deja începe să spună ceva. La sculptură nu e așa. Începi să pui azi, îmi pui mâine și s-ar putea să nu spună nimic deocamdată. E multă muncă fizică, mult efort. În momentul în care începeți o lucrare, vă gândiți la ea dinainte? Adică o aveți în minte cum o să iasă? Sau pe parcurs o dezvoltați și... Niciodată nu mă apuc de o sculptură fără să am măcar 50% ideea în plan mental. Având în plan mental ideea 50%, încep să lucrez, să o pun în plan fizic și atunci o descoper. Nu o să iasă exact cum am gândit. Poate că iasă mai frumos, mai interesant sau de multe ori nu conform așteptărilor. Dar asta nu înseamnă că eu mă opresc acolo, merg mai departe. Asta mă încurajează, mă întărește. Și am citit câteva articole despre dumneavoastră în care am observat că ați câștigat și foarte multe premii. Dacă ați putea să ne enumerați câteva dintre aceste premii care v-au marcat existența, dacă pot spune așa. De regulă, când merg la un simpozion de artă internațională, de sculptură în speță, îmi place să și înving. Nu mă las ușor, în sensul că mă implic. Mă consider un sculptor foarte serios și lupt pentru asta. Am luat nenumărate premii în Franța și în Italia. Cred că sunt vreo 16 la număr. Mi-aduc aminte de un simpozion internațional de sculptură care a avut loc la Trento, acum 2 ani de zile, unde am fost pentru întâia oară, unde au participat 26 de sculptori din toată lumea. Aș enumera câteva țări, cum ar fi China, Austria, Germania, Elveția, unde am participat și eu și am avut marele noroc cu sculptura care am executat-o acolo pe loc în 5 zile, cu numele de trup și suflet, să iau 2 premii. Ele fiind toate doar 4. Premiul întâi și premiul publicului am luat eu. A fost o mare bucurie și o mare satisfacție pentru mine. Și chiar la intrarea în atelierul domnului Ionel, am observat, chiar și acum le văd, câteva fotografii și din câte vă sunt persoane importante, ce ne puteți spune? Cum i-ați cunoscut pe primarul orașului Torino? Dacă... Da, ai zis bine. I-am cunoscut participând la o expoziție la Torino, la o mare expoziție colectivă, unde au participat foarte mulți artiști din întreaga Europa. Acolo am avut ocazia să-l cunosc pe Vittorio Sgarbi, care a fost fostul ministru al culturii italiene și primarul orașului. Am avut o mare bucurie când i-am cerut părerea acestui mare critic, în care eu cred foarte mult, e un critic foarte competent la nivel internațional. Văzând lucrările mele, mi-a zis doar 2 cuvinte și mi-a spus Giacometti modernizzato. Pentru mine Giacometti este unul dintre cei mai mari artiști ai lumii. Și a fost o onoare pentru mine. Așa i-am cunoscut. V-ați gândit să deschideți o expoziție și în țara natală, adică în România? Se poate face. Sper ca acest vis al meu să se împlinească cât mai curând. Nu este ușor cu transportul și cu organizarea, deși pot vorbi în România să găsesc un spațiu acolo și să fac o expoziție personală. Până acum am în jur de 60 de expoziții naționale și internaționale. Nu am stat foarte mult în Torino, însă peste tot unde am fost am descoperit foarte mulți români, artiști, pictori, dumneavoastră sculptori, și îmi dau seama că țara noastră ar fi mult, mult mai valoroasă dacă voi v-ați întoarce acasă. V-ați gândit să vă reîntoarceți pe plaiurile natale? Sau da, doriți să rămâneți de aici? De ce nu? De ce nu? Nu, mă gândesc să mă întorc, dar un artist vrea întotdeauna să cunoască, să vadă, să descopere. Nu trebuie să rămâi într-un singur loc. Ca artist mai întâi trebuie să acumulezi și acumulezi prin a te deplasa, prin a vedea, prin a cunoaște.
culturi diverse, popoare diverse, numai așa poți să te exprimi cu mai multă ușurință. Gândesc că într-o zi să mă întorc în România, de ce nu? Vom vedea, viitorul decide. Iar acum spre finalul interviului, iar apoi vom merge să ne arătați câteva opere, aș vrea să transmiteți publicului și telespectatorilor noștri un mesaj, așa cum simțiți, de la suflet, de la suflet. Mi-a părut foarte bine să vă cunosc și în primul rând că sunteți foarte tineri și asta îmi face mare plăcere și îmi dă multă bucurie. Le transmit la cei de la Brașov, în primul rând, sau la cei care vă ascultă și vă văd, multă sănătate, îndeplinirea tuturor dorințelor care le au. Și poporul român, multă sănătate și să ne meargă toate precum dorim noi. Adică bine! După terminarea Academiei de Arte Frumoase, artistul a lucrat la Palatul Cotroceni și Casa Poporului. Deși artiștii de acolo erau foarte bine plătiți, nu se simțeau cu adevărat împliniți din punct de vedere artistic, căci arta era schingiuită. Cu siguranță, cunoscătorii știu că sculptura nu se rezumă doar la argilă, bronz, la lemn, marmură, granit și sticlă. În secolul 20 au fost elaborate o serie de tehnici de construire a sculpturilor, printre care sudura și asamblarea metalelor. Însă putem spune că sculptura prin sudură este o variantă mult mai exploatată în ultima vreme decât la începuturile ei. În continuare, urmărim realizarea unei sculpturi interesante alcătuită prin sudarea metalelor. Lângă aceasta, există numeroase tipuri de sculptură, cum ar fi sculpturi care se susțin singure și care sunt înconjurate din toate părțile de aer, fiind prinse la bază de un stativ. De asemenea, sculptura prin sunet, sculptura prin lumină, sculptura în relief, sculptura arhitecturală, dar și sculptura cinetică, care se bazează pe efectele deosebite create de diverse elemente aflate în mișcare. Am bătrut și într-o altă încăpere a atelierului dumneavoastră și aș vrea să ne explicați ce avem în fața noastră. Da, deci este partea a doua a atelierului unde eu execut lucrările de artă. Avem de-a face cu o sculptură căreia eu îi zic și îmi place să-i zic ochiul divin. Am pornit de la ceea ce găsim în spațiu, în cosmos, spirala. Spirala dusă către infinit. Căruia am pus și un sunet, zic eu, destul de interesant, gândindu-mă la clopotele tibetane, care ele folosesc foarte mult pentru purificarea spirituală. Acest sunet, împreună cu forma, te poartă către înalt, către cosmos, către infinit. Mie unul îmi dă mare bucurie și îmi place foarte mult această lucrare, care a fost făcută acum 2 ani de zile, aici, în acest spațiu destul de restrâns. Ce să vă zic altceva? Asta este. Ce v-a inspirat să creați aceasta? Vreți să simți ceva în acel moment? Da. De multe ori nu știu de unde îmi vin ideile, dar îmi vin. Îmi place să cred că ascultez lucruri interesante și nu banale. Am fugit și fug cât pot de mult de banalitate. Pentru mine sculptura nu trebuie să fie obiect și gata. Am depășit cu mult, zic eu, faza sculpturii obiect. Trebuie să fie mai mult decât un obiect. Obiect până la un punct, după aceea trebuie să transmită, să se adreseze ochiului pentru 5%, restul pentru suflet. Sufletul e foarte important în arta contemporană. Încă din anul în care și-a deschis propriul atelier de sculptură și restaurare în Torino, maestrul Ionel Alexandrescu a întâlnit și a reușit să colaboreze cu câțiva arhitecți cărora le-a executat lucrări de restaurare. Este convins că au fost foarte mulțumiți pentru că le-au recomandat și altor persoane, astfel numele artistului român devenind din ce în ce mai cunoscut.
Într-un alt interviu, mărturisește că arta a devenit ca un drog pentru viața sa, căci atunci când lucrează, simte că prinde aripi. Atât de mult își iubește meseria, întrucât ar fi în stare să sculpteze chiar și într-o bucată de săpun. Termenul bazo-relief provine din italiană, de la cuvintele bazo-rilievo, însemnând relief adânc. Acesta reprezintă un tip de sculptură cu două dimensiuni, sub formă de placă, iar a treia dimensiune spațială este fixată pe același corp. Spre deosebire de alto-relief, bazo-relieful nu se caracterizează prin mult volum și tocmai din acest motiv, imaginile prezentate de acest gen de sculptură pot lăsa impresia că sunt distorsionate. În antichitate, în special în Egipt, pentru definitivarea formelor, sculpturile bazorelief erau ulterior pictate. Avem de-a face cu o altă sculptură care are 1,83 m cu vreo 70 de înălțime, în profunzime 40, plus sau minus. Se cheamă Reflex omului în apă. Dacă foarte bine știți, când vă uitați într-o apă, aveți o anumită imagine. Eu am urmărit să trag afară din apă acea imagine care pentru mine este foarte interesantă. Ar putea fi și un proiect de sculptură monumentală, gândindu-mă la a fi turnată în bronz. Cine știe, poate că viitorul va rezerva această bucurie. Spuneți-mi, ce proiecte vă gândiți să aveți pe viitor? Ce acum vă doriți? Proiect, acum n-aș fi vrut să vi-l dezvălui, dar deja îl dezvălui. Deci o premieră? Sper ca nimeni să nu... că încă nu e publicat, proiectul trebuie publicat. Am de gând să fac un Iisus al apelor. Știți că în Biblie Iisus a mers pe apă și apostolii au întrebat, e cumva o nălucă sau ești tu, Doamne? Dacă nu mă înșel, Petru a întrebat și a zis, da, eu sunt. Și a zis Petru, dacă ești tu, Doamne, spune-mi să vin la tine. Și atunci a coborât din barcă și să zicea către Iisus, aș vrea să creez o sculptură monumentală din bronz, în jur de 8-10 metri înălțime, care să fie pusă în mare. Iisus, mergând pe apă, să fie plasată undeva la 200 de metri de plaja românească, deci o să fac propunere mai întâi la primăria din Constanța, sper să găsească. Asta susține. Susține, dacă nu, în Italia, pentru că Italia este... Dacă urmărim cursul istoriei artelor, putem identifica momente în care a devenit foarte limpede faptul că arta nu e doar decorație, ci poate să schimbe ceva. Că arta nu vorbește doar despre lucruri înalte și străine, ci și despre realitatea cea mai obișnuită. Multe culturi antice și tradiționale nu au considerat arta ca pe o categorie separată și chiar unele nu au avut un cuvânt special pentru artă, pentru că aceasta era socotită ca făcând parte din viață. Arta nu era ceva ce doar unii oameni pot să facă sau să înțeleagă, ci creativitatea era socotită ca fiind accesibilă oricui. Acesta este un lucru foarte diferit de concepțiile despre artă care sunt cele mai frecvente acum. La un moment dat, în istorie, arta a devenit o categorie distinctă asociată în primul rând cu elita. Importante au devenit individualitatea artistului, statutul său de geniu, iar opera de artă a devenit un obiect de lux și o marfă. Ideea că artistul e izolat de mediul său social s-a conturat vag în Renaștere și apoi a devenit tema fundamentală a artei romantice. Dar dacă acest tip de atitudine în fața artei era justificată de contextul epocii, asta nu înseamnă că este firesc să socotim în continuare artistul ca pe un geniu neînțeles de epoca sa și arta ca pe un loc în afara realului. Obiectele de artă din muzee au istoriile lor, ascunse acum de statutul lor de obiecte estetice, supuse contemplării noastre, dar vizibile încă la o privire mai atentă. Arta și viața cotidiană sunt separate doar în mod artificial, în urma obișnuinței noastre de a socoti arta ca pe ceva îndepărtat și inaccesibil,
de care trebuie să ne apropiem cu prudență și umilință. Avem tendința să uităm că multe dintre obiectele de artă pe care acum le putem vedea în muzee au avut viețile lor, amestecate în existența de zi cu zi, că au servit celor mai practice scopuri, facilitând existența cotidiană, de la vasele care păstrau hrana până la picturile care păstrau întâmplări și sensuri, toate ajutând oamenii să trăiască în lume. Printre dorințele lui Ionel Alexandrescu se numără și posibilitatea mai largă de promovare în rândul artiștilor pentru a fi susținuți de către statul român, prin organizarea de expoziții, reuniuni și evenimente culturale prin intermediul filialelor internaționale ale Institutului Cultural Român. Criticul și istoricul de artă de la Academia de Artă Brera din Milano spune că asculta nu înseamnă numai a crea forme, ci și a însufleți propriile creații. Acesta ar putea fi și filozofia sculptorului Ionel Alexandrescu, artist care se află permanent în căutarea esenței lucrurilor. Sculpturile sale sunt realizate din diverse materiale, cu înțelepciune, și reprezintă o continuă și neîntreruptă căutare a sinelui și a profunzimii vieții sale. La solicitarea a doi arhitecți din Italia, din Torino mai bine zis, am proiectat două sculpturi cinetice. Aici avem una care se numește Forma Vie. Ele au fost proiectate pentru o zonă unde a avut loc un mare cutremur în Italia, Aquila se cheamă, și se gândeau să facă o sculptură cinetică. De ce? Ca să fie viață, să fie invers decât ce a fost acolo cu multe victime, nu? Și am creat această sculptură care se cheamă Forma Vie. Este compusă din elemente din lemn veneciat, vopsit în metal, care se mișcă independent una de alta, creând o armonie între ele. Și cum reușiți să concepeți așa ceva? După mult, mult studiu. Nu este deloc simplu, multe încercări, mult studiu, ajungi la o sculptură ca asta, care, vă spun sincer, că a plăcut foarte mult și place. Deci gândiți-vă că acum vedeți numai o machetă, dar dacă ar fi să o vinde 10 ori, ar da un spectacol extraordinar de mare, fiind în oțel inoxidabil sau în aluminiu. Nu se poate vorbi despre sfaturi generale în sculptura luată ca un întreg, căci fiecare material de lucru presupune atât o tehnică specifică de lucru și instrumente diferite de prelucrare, cât și un mod fundamental diferit de a înțelege materialul în toată complexitatea sa. Înainte de a trece efectiv la un lucru, un sculptor studiază cu atenție materialul, îl ascultă, îl citește ca pe o carte deschisă și îi simte întreaga profunzime pentru ca mai apoi să îl prelucreze.